caz halucinant în județul Gorj. O minoră din Jupânești a fost bătută și umilită de alte fete de vârsta ei, iar scenele de o cruzime incredibilă au fost postate pe internet. Agresoarele au 17 ani și sunt din Târgu Jiu. Au fost identificate, audiate la poliție în toiul nopții și mai apoi reținute pentru 24 de ore. Nu te aranja părul. Ia mâinile. Ia fă mâinile. Te las. Mamă, ce-mi vine să-i dau un pișor în cap. Unde fugi? Stai, ochi. Voi. Dar mă, uitați-vă de nume voi și lăsați trebuie. De ce plângi? De ce plângi, fă? Epa, de ce plângi? Hopa, hopa. Ce faci? Mi-ai dat brădotul. Nu așa, Lală, nu așa, nu așa. Scenele halucinante au avut loc în Târgu Jiu. Minora de 12 ani din Jupânești a fost lovită cu bestialitate și batjocorită de mai multe adolescente. Imaginile au ajuns și pe internet, iar polițiștii s-au sesizat în acest caz și au deschis un dosar penal. Din cercetările efectuate de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu a reieșit faptul că la data de 10 mai anul curent, în timp ce se afla pe strada Aleea Unirii din municipiul Târgu Jiu, în zona complexului comercial Gârdu, o tânără de 12 ani din comuna Jupânești ar fi fost agresată și amenințată cu acte de violență de către patru tinere în vârstă de 15, respectiv 17 ani, din comuna Jupânești, Săulești și orașul Țicleni. Două minore de 17 ani au ajuns după gratii și urmează să fie examinate de un psiholog. Polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore și au introdus în arestul IPJ Gorj pe cele două tinere în vârstă de 17 ani, bănuite de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe și amenințare. În cazul celorlalte două tinere în vârstă de 15 ani, au fost dispuse măsuri pentru examinarea medico-legală și stabilirea discernământului. Nu este singurul caz de acest gen. În septembrie 2020, o altă minoră de 13 ani din Târgu Jiu a fost bătută de alte adolescente. Imaginile extrem de violente în care minora era bătută și umilită de alte patru fete au devenit virale în mediul online și au stârnit revolta oamenilor.